cu o conștiinciozitate impresionantă, care dovedește marea lui iubire față de carte în general. Însă ceea ce reflectează iubirea lui față de carte nu este doar preocuparea sa spiritualicească, ci mai mult decât atât, Sfinția sa, creștinul redactează singur lucrările, le grijește și le imprimă cu grija cu care îi crește un copil. Cu toate jertfirea Sfinției sale față de carte, nu a uitat datoria de căpetenia unui călugăr, și anume rugăciunea și creșterea de fii duhovnicești. Părintele Arhimandrit Beniamin Micle este un rugător neobosit la Sfântul Altar de 55 de ani, de când a fost hirotonit în monah. Sfinția sa este un duhovnic apreciat și căutat nu doar de către credincioși din apropierea mănăstirii Bistrița, ci din întreaga țară. A crescut numeroși fii duhovnicești, dintre care unii calcă pe urmele Sfinției sale. Smerenia sa dovedită nu odată, refuzând rând pe rând, chemarea la alte demnități superioare, împlinește tipul duhovnicesc al acestui. A scris mult despre românacul Macarie, renumitul tipograf personal al romantismului nostru, până când el însuși a devenit un alt Macarie al vremurilor noastre. Părintele Beniamin a ctitorit cu trudă îndelungată o operă de literatură duhovnicească originală, durabilă, de valoare certă pentru spațiul românesc. Călugăr cărturar și model de activie intelectuală și monahală, Părintele Beniamin este un adevărat stâlp, nu doar al Ortodoxiei Vâlcene, ci al întregii Ortodoxiei. Astfel se dovedește nu doar cel mai prolific scriitor de istorie bisericească din Biserica Ortodoxă Română, ci mai mult, cel mai prolific monah al zilelor noastre, zititor de slobă dumnezeiască, zidirea Cuvântului lui Dumnezeu în sufletele credincioșilor a fost, și după cum vedem rămâne, prioritatea majoră a preacuvioșiei sale sub toate formele. Cuvânt scris, predică și cateheză și mai mult decât orice, exemplul vieții sale personale. Așa încât nu este nicio exagerare să afirmăm că Părintele Arhimandrit Beniamin Micle de la Mănăstirea Bistrița Vâlcii trăiește de acum Împărăția lui Dumnezeu prin împovățirea duhovnicească a culturii române și prin semănarea Cuvântului lui Dumnezeu în sute, mii de oameni care vin și se închină în această Sfântă Mănăstire, care îi cer sfatul și care primesc rugăciunea sa fierbinte. Acum, la împlinirea vârstei de 75 de ani, îi urăm și noi să dăruiască Dumnezeu multă sănătate, bucurii duhovnicești,